Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Salutare, sunt Ciprian și facem o acțiune de noapte, noaptea ca hoții. O să încercăm să măsurăm poluarea din București noaptea. În spatele meu deja vedeți un grup de persoane. Avem câteva mașini electrice strânse aici. Avem două Renault Zoe, un Volkswagen iAP, Kia Soul, mai trebuie să vină și alte mașini. O să încercăm să măsurăm nivelul de poluare în București noaptea din mai multe puncte, pentru că s-a discutat mult despre chestia asta și cred că este timpul să vedem într-adevăr care este nivelul de poluare în București real, pentru că din câte am văzut autoritățile se cam bat cap în cap și m-am gândit că ar fi interesant să facem noi acțiunea asta. S-au strâns membrii de la Asociația Aero, o asociație care susține dezvoltarea electromobilității în România, și multe alte persoane. Haideți să vedem ce fac eu aici. Ce faceți aici? Păi încercăm să instalăm o aplicație ca să vorbim cu toți. Da, instalează un walkie-talkie, o să vorbim toți între noi. Hello! Și Tudor? Salut! Deci, uite, folosim lavaliera pe post de microfon. Este în regulă, ne ascultăm. Ia, uite, arată un pic senzorul, ia. Da, să vedem senzorul, un senzor. Așa este un senzor. Abia acum ne-am oprit. Da. Și cât ne arată? 136 și este ora 10 și 1 minut. Deci la ora 10 și 1 minut, la PM 2,5 ne arată 136. Limita este? Cât e limita? Cât ar trebui să fie limita? Sub 50. Acceptabil, sub 50? Mai avem un model de senzor. Ia stai să vedem dacă face cam aceeași treabă. Încă un senzor, da. Asta o să dureze puțin pentru că l-a stăpânit de ceva vreme. Ah, bun, s-a dus ăsta. Suntem în parametri similare, adică senzori diferiți, 133, diferența e nesemnificativă. Da. Oricum, pentru ce vrem noi să măsurăm acum, nu facem măsurători științifice, nu vorbim de o diferență a depășit cu 5%, 3%, depășit de câteva ori. Deci o marjă de eroare de 15% e nesemnificativă pentru ce facem noi acum. Eu m-am gândit că o să zică lumea, da, mă, dar voi nu aveți echipamente din alea profesionale, acreditate, certificate. Nu, corect, nu avem echipamente acreditate, certificate, profesionale, corect. Și tocmai asta e și ideea. Ideea este că e atât de mare poluarea, este de atâtea ori depășit nivelul maxim, încât nu contează dacă avem echipamente profesionale sau nu. Un echipament profesional o să aibă o marjă de eroare de, să zicem, 0, nu știu cât la sută. Astea poate au o marjă, nu au, dar să zicem prin absurd că ar avea o marjă de eroare de 20%. Nu contează. E nu atât de mult depășit încât în situația asta nu contează. Care e planul? Eu am zis că e planul să îți povestesc imediat planul, dar vreau să fac o comparație pe înțelesul tuturor. E ca și cum ai băga mâna în foc și ai zice, domnule, nu știu dacă e fierbinte, pentru că n-ai un termometru certificat. Cam asta e situația care ne aflăm acum. Nu ne interesează. Planul e în felul următor. Folosim senzorii ăștia și cu încă unul, plecăm cu 3 mașini, cu 3 senzori cu totul. După cum vedeți, sunt niște senzori cât se poate de așa, de amatori, nu e nimic profesional. Dar au o certificare totuși, sunt niște produse vândute de niște firme care fac lucrul ăsta. Adică am văzut și aparatul ăla, îl poate, oricine poate cumpăra un astfel de aparat din comerț. Planul e în felul următor. Planul e să folosim senzorii și să ne deplasăm, nu putem să acoperim tot orașul. Suntem amatori, suntem voluntari, suntem câteva persoane. Ne deplasăm în partea de sud a orașului și ieșim din zona de smog, adică ieșim din zona de poluare intensă. Corect, să vedem. Ne uităm cam unde se termină la periferia orașului, ne uităm dacă sursa de poluare este undeva externă, de undeva din afara orașului sau e din oraș. Corect. Folosind cei 3 senzori și folosind o deplasare în mai multe direcții și colectarea de mai multe puncte de date, putem în felul ăsta să triangulăm și să aflăm și cam pe unde ar fi sursa de poluare. Și dacă avem puțin noroc, reușim în seara asta chiar să o identificăm, punctual. Să zicem, asta este. Oricum, asta nu o să fie singura acțiune. Adică noi o să mai facem acțiune. O să mai facem acțiuni, este prima acțiune. Asta vedem este o acțiune cât de test. Vedem cât ne iese, ce date înregistrăm. Ok, facem un prim demo. Exact. După cum vedeți, ne deplasăm cu mașini electrice, da? Deci să fie clar, să nu se înțeleagă. Să nu spună cineva că vine poluarea de la mașină. Mașinile nu au tobe de eșapament. Exact. Nu produc niciun fel de fum, niciun fel de poluare
la fața locului, nu intrăm în discuție. Nu intrăm exact. În discuția poluării și mașinilor electrice. Dar la fața locului noi nu poluăm. La fața locului noi nu poluăm cu mașinile. Exact. Deci avem un Kia Soul, două Zoe, un Volkswagen iUp și s-ar putea să mai vină chiar s-ar câteva. S-ar putea să mai vină, mai stăm câteva minute. Perfect. Ok. Abia atunci o să colectăm date și haideți cu noi. Mergem la plimbare prin București. Am plecat la drum. Ne-am împărțit în trei echipe, fiecare cu un senzor. Noi avem ruta, unde mergem? Era cu senzorul. Noi avem ruta Giurgiu 1 decembrie, exact. Ieșim din București de la Piața Unirii spre 1 decembrie și vedem unde scad valorile de poluare. Cât avem acum? Cum avem în mașină, însă avem 104 micrograme pe metru cub. Avem 104, afară mă aștept să fie mai mult. Hai pentru să vedem, că avem un senzor în apropiere. Okay. Senzor staționar, care puțin mai la sud de noi, stai liniște că bine, să văd dacă se aude. Tare, da. Ok, da. Perfect. Noi o să ne oprim din 500 în 500 de metri probabil și o să luăm mai multe puncte, ca și cum București ar avea în seara asta 50 de senzori montați în 50 de puncte diferite și atunci din 500 în 500 de metri și atunci o să avem o imagine foarte clară a poluării și unde se reduce poluarea. Ok, haideți să strângem date și vorbim când facem primul popas. În spate se discută pe walkie-talkie. Am înregistrat deja, cred că 5-6 Cura Alexandrei, 160 valori. Noi avem niște valori mai mici aici, pe spre 1 decembrie, unde am luat-o. Să vedem. Noi am trecut de centură spre localitatea 1 decembrie și valorile au scăzut cam pe la cât avem acum? 70. Vedem dacă e și stabil. 70. Cam în jur de 70. Da, e stabil la 70. Față de valorile pe care le înregistrează celelalte echipe, noi avem valori mici, adică 70, oricum bine ar fi să fie sub 50, da. Asta e. Cât de cât corespund cu valorile de la senzorii staționari, dacă ne uităm acum la Early, n-am celelalte instalate și sunt cu multe aplicații deodată, așa că mă rezum la Early. Avem undeva în Sintești? Da. Sintești. E un senzor în Sintești, montat de o asociație de acolo, care înregistrează acum o valoare de 81 în scădere. Pardon, de 68 în scădere. 68, noi avem 70. Da, deci se pare că se validează senzorii instalați de diverse asociații și ei ne validează pe noi, noi pe ei. Da, deci se pare că datele sunt corecte, cele înregistrate până acum. Mai strângem câteva puncte și o să discutăm concluziile când facem o oprire la, probabil la o stație de încărcare. O să ne oprim. Haideți să mergem mai departe. Am terminat plimbarea, s-au alăturat mai mulți. Cum au fost datele? Ia să vedem. Care a fost cea mai lovită echipă? Noi n-am fost atât de loviți, la noi era poluare, dar cealaltă echipă a înregistrat date mai... Oricum, spre Bragadiru, nu? Ia zi tu impresiile. Deci tu ești primul cu impresiile. Rezultate neașteptate. Nu te așteptai să ducă atât de mult în afara orașului? Nu mă așteptam să duc atât de mult în afara orașului și cred că trebuie să ne pregătim mai bine, să luăm niște echipamente automatizate ca să avem o înregistrare foarte precisă. O să vedem acum și ce date după ce le procesăm. Unde o să publici datele? Ca să... Datele le publicăm pe website-ul Aero. Pe website-ul Aero, da? Pe website-ul Aero și pe canalul tău de YouTube, nu? Ok, o să le postez și pe canalul de YouTube, bineînțeles, da, fără probleme. Ni s-a alăturat... Vlad. Nu știu dacă știți pe Vlad. Da, poate. S-ar putea să candideze la primărie. Un pic, așa. Un pic, doar un pic. Da. Cum îți datele? Vlad a fost cu noi în mașină și... Care a fost live, așa, părerea, sincer, acum? Cum s-a părut? Da, și eu mă așteptam să scadă mai mult de data ce ieșeam. A fost o bucată de drum spre Jilava în care scădea mult la fiecare 500 de metri.
Bine, după care... noi ne bucuram când scădea la valori de 70, adică oricum mai mari decât valorile normale, dar nouă ni se părea deja... standardele noastre sunt un pic greșite. Da, 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 da. Dacă te uiți la orice alt oraș și ne uităm în mașină, e fascinant. Da, da, diferența între Paris, între Praga ghilimele, și București sigur. Este foarte tristă, chiar și cu Beijingul. Noi ne comparam cu Beijingul și... Da, am văzut niște date în aplicația AirVision. Pentru poluare. Da, un oraș, da, un oraș faimos. Mai bine decât noi. Mult mai bine, da. La primărie sunt de făcut chestii? Câteva ar fi de făcut. S-ar fi câteva lucruri de făcut. Da, da, da. Dar în primul rând ar trebui să știm cum stăm. Adică da. Exercițiul ăsta pe care îl faceți voi, pe care l-am făcut în seara asta, e, da. E bun, dar de fapt cam fi treaba autorităților. Dar la Viena există un... nu numai că poți să te bazezi pe date, nu numai că sunt pe site în 2008. Wow, da. Da, la fiecare oră există și un număr de telefon la care poți să suni, se cheamă Ozonix și îți spune în fiecare punct care sunt măsurătorile cu câteva minute în urmă. Poți să suni și să asculți asta. Wow, da, asta nu știam. N-ar fi foarte complicat, adică investiția e de câteva zeci de mii de euro ca să faci lucrurile astea și se vede și cu aparate. Da. Deci ce se poate face? Ce da, costul unui aparat nu este impresionant. Asta e un aparat care se găsește la noi pe piață. Da, costă, uite. Costă undeva la... Nu facem reclamă. Da, nu, îi facem. Că, da. Costă undeva la vreo 200 de lei. E cu tot cu baterie. E un aparat chinezesc. Adică are experiență. Asta vreau să zic, că în Beijing e o experiență cu... Are experiență și nu mă exprim aici pe partea de politici publice. Noi ne uităm din zona civică. Da, da. Cu Asociație pentru Electromobilitate de cât? Cred că se face un an de când, sau aproape un an, de când tot avem discuții despre calitatea aerului, despre cum poluează mașinile. Cred că ne-a luat pe nepregătite toată povestea asta cu poluarea masivă din iarna asta din București. Da. Nu ne așteptam să fie valorile astea după o vară relativ ok. Și mă bucur foarte, foarte mult că am avut din zona politică, că avem un interes pentru tot ce se întâmplă și sperăm să crească, nu o spun, să crească interesul. Să crească interesul. Și să scadă poluarea. Exact, invers proporțional. Invers proporțional. Adică ne bucurăm foarte mult că sunt din ce în ce mai multe persoane interesate de tot ce se întâmplă cu aerul pe care respirăm și că se caută soluții din toate părțile. Bă, super, mie mi-a plăcut. A fost să-l... seara asta să găsim sursa sau măcar să ne apropiem de o zonă unde să găsim sursa la... Am trecut și pe lângă ceturi, am trecut și pe lângă câteva fabrici, dar pentru că exact lângă ceturi era poluarea mai mică decât avem aici. Da, era poluarea mai mică. Coșurile de... Ne așteptam oarecum că sunt coșurile de fum de la ceturi care duc... O ridică poluarea, după aia cade. Exact. Pe unde Dumnezeu cade. Acum a fost și ceață și a fost destul de greu, dar cred că avem fiecare echipă astăzi, cred că 10 puncte, 20 de puncte. Avem mai bine de 30 noi. Doar echipa de aici are mai bine de 30. Voi spune Bălăceanca? Da, până la Bălăceanca. Deci avem, iar cealaltă echipă a ajuns până la Mihăilești. Da, deci avem o arie destul de largă. Sper să mai repetăm experimentul ăsta. Sigur, repetăm. Sigur, schimbăm echipamentele, luăm tot ce am învățat acum și luăm toate datele, le facem publice. Le punem la dispoziție oricui dorește să facă ceva cu datele astea. Momentan nu sunt niște date oficiale, nu avem o calitate oficială, vrem doar să demonstrăm că se pot obține niște date de bază. Cu efort minim și cu puțini oameni. Cu buget minim. Da. Cu buget minim, exact, da. Au trecut câteva zile, am colectat toate datele. După cum vedeți, aici avem o hartă pe Google Maps. O să vă las linkul acestei hărți în descrierea materialului video. Culorile sunt, de fapt, cele trei echipe care au colectat date. Noi am fost pe zona aceasta 1 decembrie. Inițial, planul era să mergem pe aceste rute și să vedem unde ajungem cu valorile sub 50 pentru PM2,5, un nivel care ar fi în limitele normale, să spunem. Noi nu am reușit cu echipa noastră, cele mai scăzute valori
le-am obținut între Jilava și 1 decembrie, chiar aici o pădure, au fost în jur de 60, dacă nu mă înșel, 60 și ceva. Dacă dați click pe acești pini, o să vedeți informațiile. În dreptul numelui este trecută valoarea poluării care a fost înregistrată și pe hartă se văd 70, 80, 72, după cum vedeți aici. Cealaltă echipă a plecat spre Bălăceanca, a avut câteva valori de 50-53 în zona aceasta. În schimb, nicio echipă nu a reușit să scadă sub 50, măcar psihologic, să vedem și noi 50. Cei care au mers spre Bragadiru, cele mai bune valori cred că au fost 95, din păcate, chiar la ieșirea din București. Dar vedeți că avem 110-154, sunt și câteva valori foarte mari. Evident, în centru, așa cum ne așteptam, valori destul de mari. Puteți să vă jucați pe această hartă, este un prim exercițiu, așa cum spunea și Tudor, așa cum spuneau și cei de la Asociația Aerul, vom mai face astfel de acțiuni. Sper să am ocazia să particip. O să facem materiale video, nu uitați să vă abonați dacă vreți să fiți la curent cu subiectul acesta. Data viitoare o să fie echipamente și mai sofisticate și mai performante ca să obținem date din ce în ce mai relevante. O să vă las în descriere și link-uri către pagini de Facebook pe care le puteți accesa despre electromobilitate, site-uri cu resurse în zona aceasta legată de electromobilitate, legată de poluare, link-uri către site-ul Asociației Aero, către pagina de Facebook și așa mai departe. Încercăm să strângem toate aceste comunități cât mai aproape și împreună cu eforturi comune să reușim să obținem niște date relevante și poate autoritățile vor folosi informațiile astea ca să ia și măsurile care se impun. Ok, dacă v-ați uitat până la final, eu vă mulțumesc. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like, să dați un share ca să vadă și cei care ar putea fi interesați de acest subiect. Și până data viitoare, vă spun numai bine!